În curtea școlii numărul 2 se va amplasa de săptămâna viitoare un transformator de curent electric. Pentru realizarea acestei lucrări, reprezentanții companiei ce furnizează energie electrică au solicitat de la primărie autorizațiile necesare lucrării. Deranjant pentru unii locuitori din zonă este faptul că aceste lucrări pot pune în pericol viața copiilor, pentru că este vorba de cabluri de curent electric. Viceprimarul orașului Alexandru Vladu este însă de altă părere și spune că s-a luat această decizie pentru că străzile din vecinătatea școlii sunt încă în garanție și nu se pot efectua alte lucrări. În urma unei hotărâri a Consiliului Local, compania de electricitate a primit o suprafață de 10 metri pătrați pentru amplasarea acestui transformator. Pentru autorizația de construire am avut la solicitarea lor, trebuia să tăiem străzile Nicolae, Iorga, Plemnei, strada Victor Babeș. Și am găsit soluția mult mai simplă la vremea respectivă de a se face conexiunea direct din strada Nicolae Iorga pe o, eu știu, pe 50-60 de metri, o tăietură de beton, și soluția aceasta este mai convenabilă la ora actuală decât să stricăm 3 străzi. Cât despre siguranța elevilor, viceprimarul spune că părinții nu ar trebui să-și facă griji, pentru că durata lucrărilor va fi de maxim 3 zile, iar transformatorul va fi incorporat într-o anvelopă de beton.